Bună ziua și bine ați venit la podcastul Pleștul nostru. Numele meu este Alesia Marin, iar astăzi vom discuta împreună despre un subiect destul de interesant, și anume tineretul, tinerii și cum se pot ei implica în orașul Ploiești, în activități de voluntariat. Și aceste activități sunt atât pe plan local, cât și pe plan național și mai apoi internațional. Și cine altul este mai potrivit să ne vorbească despre acest subiect decât invitatul meu de astăzi, Marian Dragomir, care este directorul Casei de Cultură Ploiești și totodată președintele Asociației Masterpiece România. Bună ziua! Bună ziua! În primul rând sunt foarte fericit că sunt aici să vorbesc despre tineri, pentru că tânărul, pe lângă starea fizică de a fi tânăr, cred că este și o stare emoțională și mulți trecuți de prima tinerețe, cum sunt și eu, cred că încă trăim această fervoarea tineretului prin activitățile pe care le facem și prin ceea ce dezvoltăm zi de zi. Pe lângă mine, bine, sunt mulți, mulți alții și mă bucur că sunt invitat în această emisiune despre tineri cu tineri. În primul rând, felicitări pentru că ești o prezentatoare. Ce reprezintă tineretul ploieștean? Și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Sunt de acord cu părerea dumneavoastră, este foarte important să păstrăm cumva copilul interior chiar și atunci când creștem. Haideți în primul rând să discutăm puțin despre asociația pe care o conduceți, despre Masterpiece, asociație care este din anul 2016. Da. Pentru a vorbi despre această asociație, cred că ar trebui să mă întorc undeva și eu mai în tinerețea mea, și anume undeva prin anul 2002-2003, când am deschis ochii, apropo de Casa de Cultură Ionuca Caragiale, am deschis ochii de ideea de voluntariat prin prisma acestei instituții. În 2004 eram activ în această instituție, în 2006-2007, până undeva prin 2015, chiar am fost membru în redacția revistei Atitudini, în cenatul Atitudini și diferite alte activități ale Casei de Cultură, după care undeva în 2013 am început să activez și ca voluntar în Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugărească. Așa că a pornit o asociație, nu a fost un lucru ad hoc, nu m-am gândit de pe o zi pe alta. A fost o experiență acumulată atât pe partea de cultură, pentru că într-adevăr Casa de Cultură are de face cu ideea de tineret și cultură, cât și o asociație non-guvernamentală unde am învățat mai multe ceea ce reprezintă de fapt o activitate non-formală, care sunt pașii care ar trebui urmăriți și cum se face de fapt să ai o asociație de acest gen. Și undeva în 2015, un prieten din Bulgaria mi-a explicat despre o asociație internațională cu care colaborează, se numește Masterpiece International, cu sediu în Olanda. Și am contactat această asociație și așa în 2016, dacă nu mă înșel, pe 11 ianuarie 2016, am devenit și asociație non-guvernamentală, eu fiind președinte, împreună cu alți trei membri, printre care doctorul și poetul Călin Dengel, doamna profesor de franceză care predă la Socolescu, Grațiela Avram. Am pornit această interesantă asociație care încă este activă și astăzi după atâția ani. Așa că pentru cei care vor să învețe ce înseamnă voluntariatul, cred că ar trebui să fie un proces de mai lungă durată, pentru că sunt mulți tineri care zburdă dintr-o asociație în alta, ceea ce este total în regulă, pentru că așa acumulez cât mai multe informații, dar la un moment dat consider că e important, ca și în viața de zi cu zi, să stai un pic să sedimentezi toate aceste informații și să alegi, cred că, ce este mai bine pentru tine. Așa că am ajuns să am această asociație după o sedimentare de 11-12 ani. Super! Deci ați pornit cumva dumneavoastră prin activități de voluntariat, da, a fost o întreagă poveste în spate, pentru că mai apoi să ajungeți să aveți propria dumneavoastră asociație. Da. Ce ne puteți spune despre Masterpiece, despre asociație? Cu ce activități se ocupă? În primul rând am început cu un parteneriat în ianuarie, februarie atunci, un parteneriat stabil cu Masterpiece International, care de fapt noi am început ca un club al lor. Așa că am pornit pe această parte de proiecte internaționale alături de o altă asociație internațională numită HVPL, Heavenly World Culture Restoration of Peace, din Coreea de Sud.
Iar printre cele mai importante activități au fost câteva marșuri ale păcii, desfășurate pe străzile orașului Ploiești, în care tinerii au spus un nu hotărât în 2016-2017, parcă era o lume mai fericită, dar am spus un nu hotărât atunci războiului și vocea lor încă sper să se audă, mai ales în aceste vremuri destul de tulbure. De asemenea, am avut și încă avem o activitate destul de dezvoltată pe școlile păcii, pentru că împreună cu membrii asociației am dezvoltat un curriculum care a fost aplicat unui număr de peste 1000 de elevi, cred că în momentul actual, la mai multe școli, de la gimnaziu până la liceu. Un curriculum cere ca temă ideea de pace, pornind de la valorile care stimulează această idee, până la exemple din literatura română, literatura internațională, până la ideea ce înseamnă pacea în diferitele religii, pentru că fiind o asociație non-guvernamentală, nu încercăm să ne focusăm numai pe o anumită religie sau o anumită temă. Încercăm să oferim o plajă cât mai largă și, bineînțeles, fiecare individ poate să își interiorizeze propriile valori și să le accepte pe cele ale lor. Pentru că este important să oferim o plajă cât mai mare asupra ceea ce înseamnă și ideea de anti-bullying, ideea de dezvoltarea armonioasă, interioară în primul rând. Din păcate, n-am prea avut succes cu dezvoltarea exterioară, pentru că acolo ar fi însemnat să fiu și un profesor de sport, dar nu sunt profesor de sport, deși mi-aș dori. Fizicul meu trădează așa un pic kilograme în plus, dar această dezvoltare este, să zicem, armonioasă, pentru că mens sano in corpore sano, cam asta ne-am gândit și noi. Deci acestea sunt câteva activități de început, după care am pornit destul de tare pe partea de internațional, adică Youth Exchange-uri, pe care le avem și acum. Cred că din 2016 până în 2022 am făcut așa un grosomod, am trimis peste 3000 de tineri din județul Prahova în diferite activități internaționale. Eu sper, nu neapărat că am dorit noi să facem ceva pentru asociație, eu sper că acești tineri care au participat în aceste activități au învățat ceva. Adică dacă au reținut măcar un lucru din tot ceea ce s-a întâmplat acolo și l-au interiorizat și peste 10 ani, mai ales că de 2016, de aproape de 2026, peste 10 ani încă și aduc aminte de un lucru pe care l-au făcut acolo, eu cred că a fost o activitate reușită. Pentru că e greu să ne aducem aminte tot ceea ce facem în viață, dar acel lucru care te emoționează, care te inspiră, și noi dacă reușim să facem acest lucru măcar pentru un tânăr odată, eu cred că suntem o asociație reușită. De acord. Mi se pare foarte interesant faptul că le oferiți tinerilor oportunitatea de a călători, de a socializa cu persoane din diferite țări, de a cunoaște alte culturi și totodată astfel îi ajutați și să își îmbunătățească nivelul de engleză, modul în care vorbesc în limba engleză. Voiam să vă întreb despre în ce domenii sunt aceste activități pe care ei le studiază în cadrul Erasmus-urilor și proiectelor de Youth Exchange? Păi, de obicei diferă. Acum este la modă, în fine. Uniunea Europeană în fiecare an propune niște tematici generale și am trecut de la ideea de digitalizare cu pandemia, adică în general atunci au fost foarte, foarte multe proiecte și încă continuă pe partea de digitalizare, pentru că una este să folosești un telefon, care este foarte simplu, și o aplicație, alta este să construiești o aplicație, care înseamnă cu multe alte lucruri în spate. De asemenea, un lucru foarte important este partea de cogniție, pentru că în general astăzi citim foarte, foarte rapid și nu interiorizăm ceea ce citim și unele proiecte au avut de-a face cu active listening, active reading. Această ascultare activă și citire activă înseamnă totuși exact ce ziceam și interiorizarea, pentru că mi se pare important să știi ceea ce ai citit și să interiorizezi. Bine, asta corelat și cu competențele care sunt cerute la școală. Am avut destul de multe proiecte pe tema anti-bullying-ului, mai ales în 2019-2020 până în pandemie, pentru că au fost niște ani în care Uniunea Europeană a propus această tematică. Iar acum, în ultima perioadă, avem, mai ales cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru la referendumul la climă, avem destul de multe proiecte care pun în vedere tocmai necesitatea schimbării mentalității, set mind-ului acesta al tinerilor legat de mediu și de modul în care ei pot să
susțină mediul, pentru că un exemplu, la început a fost enervant pentru mine, este sticla aceea de cola sau de orice care se desface, dar nu mai se aruncă dopul. Pentru mine a fost un challenge să văd dar cum pot să beau fără să mă lovesc cu dopul acela de nas. Am stat eu să cuget mai mult și de fapt este un înțeles foarte, foarte bun, pentru că așa, aruncând sticla în totalitate, promovezi oarecum mediul care nu va mai fi poluat la fel de mult. De asemenea, în ultimele proiecte pe care le avem, și sunt proiecte nu Youth Exchange, sunt proiecte din acestea mai mari de 2-3 ani, avem foarte mult pe, se numește Donut Economy, economia de tip gogoașă. Asta e denumirea, dar o să fie un mare, sau este un mare trend de fapt în Uniunea Europeană. Cum putem să avem o economie sănătoasă, dar având la bază un model totuși de ecologie, pentru că nu fără să ne dăm seama, și haina de pe mine, de exemplu, dacă aș sta să mă gândesc la tot ceea ce înseamnă în spate, cine a produs-o, cum a produs-o, aș afla foarte multe lucruri interesante despre mediu. De exemplu, fără să știu, am aflat că bumbacul care este spălat în nu știu câte ape, de fapt consumă foarte, foarte multă apă. Și unde este spălat acest bumbac? De fapt este spălat în niște țări care au deficit de apă. Da, deci această economie circulară, ca să-i spun mai frumos, economia circulară de care ne ocupăm în ultima perioadă și care o să fie un trend, cred, ascendent, are legătură tocmai cu ideea tinerilor să înțeleagă faptul că ei sunt, cum se spune și în natură, sunt deasupra lanțului trofic, dar ce se află în spatele lor? Pentru că și telefoanele, de fapt, sunt în ele sunt tot felul de metale foarte prețioase care sunt minate prin Africa de către copii care, săracii, sunt mai mult sau mai puțin plătiți, sunt unii în stare de sclavie sau nu, nu știm. Adică nu trebuie să ajungem la elemente de paroxism, să ne gândim exagerat de mult, dar ar trebui totuși să, în spate, să ne gândim cum s-a produs acel lucru. Că și acum suntem într-o emisiune, la fel, ce înseamnă o emisiune și toate aceste lucruri. Ei, asta ar trebui să facă un voluntar prin diferitele activități și nu numai ale asociației Masterpiece, că sunt multe altele care fac același lucru. Dar acestea sunt competențele cheie care de fapt sunt dezvoltate într-un proiect de genul acesta, mai ales cel internațional, pentru că promovează nu doar ceea ce e local, ci mai mult ceea ce este european, niște trenduri generale, și este un fel de top to bottom sau bottom to top viziune, pentru că ei pornesc de la o idee generală promovată de către Comisia Europeană, dar noi o vedem la nivelul ierbii, grassroots, și vedem ce se întâmplă de fapt în Ploiești sau în comunitățile în care suntem. Super, super. Am înțeles acum care sunt acele domenii cu care se ocupă proiectele de Youth Exchange, și pentru că ați menționat de proiecte de tip anti-bullying care promovează această valoare, știu că la Gala Tineretului din 2023 ați și câștigat cu proiectul Rostand for Unity, proiect făcut în coordonare cumva cu Agenția pentru Romi. Da, 2022. 2022, ok. Să dea Dumnezeu să fie și în 2023. Adică, uite, vezi, acum o să te pun sub forma de ghicitoare, Doamne ajută. Rostand for Unity a fost un proiect foarte interesant pe care l-am accesat cu ajutorul Agenției Naționale pentru Romi, în subordonarea Secretarului General al Guvernului României. Am avut implicați 150 de tineri din 5 licee, dacă nu mă înșel, Liceul Socolescu, 1 Mai, Liceul Teoretic de la Mizil, Liceul de la Bărcănești și cred că mai lisește unul, dacă nu mă înșel, cred că, da, nu mai știu exact care, dar partea interesantă este că am avut workshop-uri în școală aceste workshop-uri destinate tinerilor, în general de etnie romă, pentru că e important să înțelegem că culoarea nu are de-a face cu valorile umane. Și de asemenea, tematica a fost acest anti-bullying, pentru că încă există, din păcate, și nu doar în România, în toate țările, un bullying împotriva unei etnii, bullying de rasă, de gen și așa mai departe.
Și am făcut foarte multe activități. Culmea activităților a fost câte un workshop la Sinaia, unde, pe lângă activitățile non-formale, am urcat cu toți tinerii până la, pe drumul regal, în spate la Palatul Peleș, foarte frumos, pentru că ne-am gândit că bullying-ul are de-a face și cu ideea aceasta de a sta prea mult în fața unui device. Cu cât te delimitezi de lume, de natură, cu atât ai tendințe de genul acesta. Și ne-am gândit și la partea aceasta de natură. Sunt foarte fericit că am reușit să ajung eu, cel puțin, până sus de tot. Unii tineri s-au pierdut pe drum, dar ne-au așteptat unde au reușit ei, până unde au reușit să ajungă. Dar a fost un proiect foarte reușit. De asta mulțumesc faptului că cei care ne-au votat au recunoscut faptul că a fost un proiect, în primul rând, novator, cu un număr mare de beneficiari. Și am aplicat deja și anul acesta și la alte proiecte și sperăm că aceste proiecte, care sunt destinate în general comunității ploieștene sau prahovene, care nu au de face cu partea internațională, sperăm să facem cât mai multe, pentru că sunt mulți tineri doritori să, în primul rând, să se împrietenească cu alți prieteni din alte licee, să vadă poate și unele zone din Prahova pe care nu le-au văzut. Și de ce nu să învețe un pic și despre ce înseamnă tematici, cum a fost de data aceasta, tematica anti-bullying-ului și cum este să relaționezi într-un mod eficient cu alte etnii, fără să existe vreo divergență de vreun fel. Normal, sunt de acord și mi se pare foarte interesant modul în care ați abordat cumva această temă, pentru că i-ați conectat pe tineri cu natura, astfel încât să scape cumva de aceste mici răutăți dintre ei. Și să astfel ați încercat să promovați ideea de anti-bullying. Super! Acum haideți să vorbim puțin despre experiența dumneavoastră ca un coordonator al unui proiect Erasmus. Cum este să mergi cu un grup de tineri în altă țară, până la urmă? Vreau să spun că cu toți tinerii cu care am fost, eu m-am simțit nemaipomenit. Super! Încerc să nu fiu un... Bine, am fost în mai multe ipostaze. Prima dată am fost în ipostază de profesor, pentru că la liceul unde lucrez și unde sunt profesor de limba și literatura română, am coordonat, cred că, vreo 6-7 proiecte. Deci am fost în ipostaza profesorului, în ipostaza coordonatorului de voluntari, în ipostaza trainerilor, în mai multe ipostaze. Așa că, legat de tineri, pot spune că este important să stabilești niște reguli, să le respect, dar regulile să nu fie exagerat de dure, pentru că un copil cu cât se simte mai, nu știu, mai închistat, mai tarat, cu mai multe reguli, cu atâta va încerca să le spargă. Așa că trebuie să existe o limită și cel mai important este să fie o comunicare. Mie îmi place, odată la 2-3 seri din activitate, să stăm să vorbim. De ce? Pentru că în momentul când vorbești cu un tânăr și spune nu mi-a plăcut că tu ai făcut aia sau n-ai făcut aia, și eu învăț de la ei, și ei învață de la mine, reluăm ideile de bază, cum am pornit în proiect și în general n-am avut probleme. Acum, super. Doamne ajută, sper să n-am pe viitor. Ultima dată, dacă nu mă înșel, am fost în Malta cu 15 tineri. Eu cred că a ieșit foarte bine. De ce? Pentru că am încercat să nu fiu exagerat de stresant. Am stat de gardă seara, așa, o dată, două, trei, ca să par totuși că sunt un pic gică contra, dar, per general, nu cred că am părut așa. E important, totuși, pentru că mulți erau, îi aveam pe procură și, totuși, trebuia să am grijă de ei. Un lucru foarte important într-un Erasmus este să ai încrederea părinților, pentru că, având încrederea părinților, automat o ai și a copiilor. Eu asta consider. Adică sunt în alte orașe, știu, sunt asociații care pleacă cu tineri fără să vorbească cu părinții sau cu aparținătorii. Nu, este important să ai o relație bună cu ei, pentru că orice problemă pe care o ai, poți să o spui direct. Așa că este dificil, în primul rând, la nivel de hârtii, pentru că sunt foarte multe hârtii de semnat, de făcut. Dar, pe total, activitățile eu cred că sunt ok. Și copiii, să știți, am mers și cu copii
care în România erau considerați cu ghilimele de rigoare mari puși la male și cu copii excepțional de buni. Am mers cu de toate categoriile și, în general, copiii când merg în străinătate, nefiind cu un părinte, tind să fie cât de cât responsabili. Pentru că eu nu sunt nici mamă, nici tată acolo. Asta înseamnă că ei trebuie să aibă grijă de ei în primul rând, adică de la igienă până la banii lor, tot ceea ce înseamnă această parte. Dar trebuie să asculte și de ce se întâmplă acolo de activități, pentru că la final eu sunt convins că reprezentând România e o idee un pic așa mai nu comunistă, dar trebuie să dăm bine. Pentru că de multe ori românii sunt, mai ales prin Italia sau prin alte țări, nu sunt văzuți extraordinar. Și totdeauna încercăm să demonstrăm că, de fapt, suntem o țară excepțională, cu oameni nemaipomeniți, oameni primitori, oameni comunicativi, pentru că, în general, toți tinerii cu care am fost știu să vorbească engleză, spre deosebire de alte țări. Deci încercăm, nu să epatăm, dar să arătăm că suntem buni și valoroși. Cu siguranță suntem și cred cu tărie. Sunteți. Suntem un grup de tineri care poate reprezenta un viitor strălucit pentru țară. Pentru că ați adus în discuție această zonă de comunicare, cred cu tărie că astfel încât un proiect să fie cât mai reușit, este foarte important ca între tineri și profesori să existe o comunicare foarte bună. Să spună, uite, mie îmi convine asta, mie nu-mi convine asta, aici intervine o problemă. Acum aș vrea să vă întreb, cum pot tineri din Ploiești și din Prahova să acceseze această asociație, Masterpiece? Cum? Momentan avem undeva la vreo 120 de voluntari. Odată la 6 luni facem noi aderări, acum ne-am modernizat și noi și le facem online. În general le făceam pe hârtie, dar erau foarte consumatoare de timp, așa că acum le facem online. Ultima dată cred că am făcut în iulie, au venit foarte mulți tineri. Super. E un aflux, nu doar la noi, peste tot. Tinerii vin, pleacă, dar cei care chiar doresc să facă, au destul de multe activități la care pot participa, atât naționale cât și internaționale. Cineva spunea că tinerii oarecum vânează oportunități. Excelent! Pentru că și noi în viață vânăm oportunități. Și este normal, este omenesc. Important este ca după această vânătoare să-ți rămână ceva în minte, să rămâi cu un prieten, cu o amintire. Eu mă bucur pe stradă când tinerii care au fost în asociație sau care au fost elevii mei, mă salută. Asta înseamnă că după un an, 2, 3, 20 de ani de predat, că cam atât am eu de predat, și-au adus aminte de mine. Ceea ce înseamnă că, trecând de faptul că i-am stresat fie cu una, fie cu alta, ei și-au adus aminte că, până la urmă, am fost un om ok cu ei, am avut niște valori la care am aderat și asta este marea mea fericire. Așa că, presupun că în ianuarie o să mai facem încă o dată o colectă cu ghilimele de rigoare de voluntari. Important e să fie serioși și nu știu, să considere că este o lecție de învățare. Nu este o lecție de a vâna, pur și simplu să ia tot ceea ce li se oferă în posibilitatea orelor de la școală, pentru că e foarte important și asta spun întotdeauna. Niciodată voluntariatul nu ar trebui să țină locul școlii, într-adevăr, dar în posibilitatea lor, a timpului, a spațiului, pentru că unii sunt din afara orașului, să participe la activitățile cu care rezonează. Că eu dacă, de exemplu, sunt profesor de română și aș avea o activitate ca voluntar pe matematică, n-aș participa, sincer să fiu. De acord. Da, adică e foarte important ca voluntar să te duci unde rezonezi. Exact. Este foarte important să-ți găsești cumva o zonă, anumite pasiuni pe care vrei să le urmezi, astfel încât să te ajute și la un viitor serviciu pe care îl vei avea în viitor. De exemplu, tu ești foarte bună pe comunicare. Mulțumesc! Așa că e ok să participi la multe activități, dar această zonă cred că te-ar favoriza. Da, să mă focusez cumva pe zona aceasta de public speaking. Super! Acum, haideți să vorbim puțin despre funcția pe care o aveți. Este vorba despre director al Casei de Cultură Ile Caragiale din Ploiești. Da. Deci, cum spuneam, în 2002-2003 eram la facultate. Am terminat UPG-ul. O facultate foarte bună. Și am participat la un cenaclu care își desfășura activitatea în Palatul Culturii,
Întâmplarea face că cenaclul se numea Atitudini, era al Casei de Cultură Ionuca Caragiale și era atunci coordonat de regretatul poet Ion Stratan. Am participat vreun an, cred, după care am luat o pauză pentru că eram tânăr profesor, trebuia să mă stresez un pic ce înseamnă profesoratul mai bine. Am revenit la Casa de Cultură ca voluntar undeva prin 2006-2007, dacă nu mă înșel, și am stat destul de mult până prin 2015, unde am trecut de la voluntar la redactor la revista Atitudini, redactor la diferite volume de poezii pe care le-a editat Casa de Cultură, evaluator în diferite concursuri ale Casei de Cultură, așa că Casa de Cultură mi era foarte cunoscută, de la oameni până la activități. Așa că în 2020, cred, undeva în decembrie, nu, 2021 în ianuarie, am citit pe internet că există posibilitatea de a deveni director al Casei de Cultură în urma unui concurs foarte serios și am zis, hai să încerc, pentru că mă încadram din punct de vedere al cerințelor la acest post. Și așa că în februarie 2021 am dat un concurs pe care l-am și câștigat. Adică mă așteptam să-l câștig, l-am și câștigat pentru că încă o dată veneam după o experiență destul de mare în ceea ce privește Casa de Cultură. Adică n-am aterizat, pur și simplu știam despre ce este vorba și a fost foarte ușor să vorbesc despre cu plăcere, de fapt, despre ceea ce se întâmplă acolo. Și presupun că membrii comisiei au fost destul de impresionați, în fine. Să vadă că totuși cineva știe destul de bine despre ce este vorba, vorbește despre oamenii din Casa de Cultură cu plăcere, pentru că a fi director este una și a conduce, alta este să fii și un lider al grupului. Nu știu dacă sunt neapărat lider al grupului, dar știu oamenii care sunt acolo, îi cunosc de mulți ani, sunt prieten cu ei, pentru că în orice instituție una e să fii director, alta e să fii prieten, încerc să le îmbin pe amândouă, pentru că doar așa, de fapt, poți să produci ceva frumos. În momentul în care ai valori comune, și asta iar e foarte interesant, am venit ca director având totuși niște valori comune cu oamenii care lucrează acolo de 10-20 de ani, valori care au de-a face, într-adevăr, cu ceea ce se întâmplă în cultura ploieșteană. Deci cam așa am ajuns să fiu numit pe 1 martie directorul Casei de Cultură. Super. Deci, exact ca și în cazul asociației, cumva tot acest mers către Casa de Cultură a pornit cu ceva timp în spate. În cazul dumneavoastră este vorba despre o experiență destul de lungă. Exact. Da. Deci, este vorba despre ceea ce și tinerilor le doresc chestia aceasta. O dezvoltare organică. Nu poți să lucrezi într-un job pe care îl urăști. Normal. Lucrezi un an, doi, trei, cinci, după care nu mai poți. Este foarte important să faci lucrurile din plăcere. Da. Și de aceea se îmbină și asociația faptul că lucrezi cu tinerii, bine, pe proiecte internaționale. Aici lucrezi cu tineri, dar și cu, avem și proiecte cu care se adresează unui alt grup țintă, dar la fel, care au ca tematică, știu, cultura pe diferite paliere, de la literatură, la dans popular, la muzică folk, la tot ceea ce facem noi. Adică este o îmbinare destul de armonioasă și valorile mele intrinseci, oarecum sunt armonizate și cu asociația și cu Casa de Cultură. Super. Și uite, pentru că ați menționat muzica folk, dansul, acest tip de activități, ce proiecte aveți în cadrul Casei de Cultură? Am să spun câteva viitoare, pentru că cu ocazia aceasta poate și lansez invitația dinainte de a participa între 13 și 14 octombrie 2023 la Festivalul de Muzică Folk. O să avem niște invitați foarte, foarte ok. O să ieșim, cred că peste 2-3 săptămâni, cu un comunicat oficial. Aceasta este una dintre cele mai mari activități ale Casei de Cultură legată pe partea de folk. Tot pe partea de folk avem un grup, cred că e cel mai puternic grup de fapt de folk din Prahova, se numește Chitara Prahovei și coordonatorul este domnul profesor Marius Glonț, unde sunt mulți tineri din tot județul. Pe partea de literatură, pe lângă Cenaclul Atitudini, unde avem niște tineri nemaipomeniți,
și vreau să-i mulțumesc pe această cale lui Asher, care este coordonatorul Cenaclului, care este un tânăr viitor doctor, acum se pregătește să termine cei 6 ani, care și-a rupt din timpul lui liber să fie alături de Cenaclul Atitudini. De ce? Vorbeam de valori și de pasiune. Pentru că are o pasiune față de poezie și are niște valori asemănătoare cu valorile mele. Revista Atitudini, o revistă care sper în următoarele luni să fie acreditată de către Uniunea Scriitorilor din România și ar fi singura revistă care ar avea așa ceva prin județul acesta. Și aici, încă o dată, ca director e foarte important să știi să te însoțești cu oameni buni, oameni care pot să te ajute și tu pe ei și ei pe tine. Și aici îi mulțumesc profesorului Dan Gulea, criticul literar Dan Gulea, pentru că el este redactorul șef și prin network-ul său, pe care îl folosim și noi acum, am reușit să aducem niște nume sonore în cadrul revistei. De asemenea, mai avem un lucru foarte interesant, se numește Universitatea Populară Dimitrie Gusti. Și apropo de invitație, toată săptămâna viitoare avem workshop-uri în fiecare zi cu profesorii care sunt în cadrul Universității Populare Dimitrie Gusti. Vă găsiți pe pagina noastră de Facebook, găsiți pe mai multe canale media ce activități se fac și încă vă puteți înscrie. Deci această universitate este foarte interesantă pentru că pornește de la ideea de universitate populară către adresată poporului, că despre asta este, de asta se numește populară. Și noi de obicei cu această universitate ne ducem în școli și profesorii pot accesa pentru copii, pentru tineri, diferite cursuri de la, nu știu, de la anti-bullying, la public speaking, la educație juridică, diferite tematici, la desen, la bricolaj, tot ceea ce avem noi. Există tot așa o broșură pe care o puteți găsi pe instituția noastră. Alte activități sunt legate de muzica populară. Avem un ansamblu de dansuri populare și de muzică populară. Domnul profesor Vicol și domnul Enache sunt cei care coordonează cele două grupuri, care lucrează unitar, pentru că popular înseamnă și muzică și dans. Și avem niște tineri foarte talentați care vin și repetă săptămână de săptămână. De asemenea, mai avem diferite grupuri sau activități de șah, de desen, tot așa, de bricolaje, de codare am avut și o să reluăm acum pentru că a fost o vacanță. Așa că avem activități destul de bogate și încercăm să venim în ajutorul, să venim către tineri și nu numai, cu noi lucruri. Sunt 3 instituții de cultură în Ploiești, Teatrul, Filarmonica și noi. Încercăm să ajutăm partea de cultură, propunând alte valențe față de colegii noștri și facem un tot unitar, pentru că, într-adevăr, cultura înseamnă de la cultura teatrală la cea de la filarmonică și ceea ce oferim noi. Așa că vă invit să fiți alături de Casa de Cultură și de către instituțiile de cultură ale municipiului Ploiești. Sunt sigură că aceste proiecte oferă tinerilor posibilitatea și oportunitatea de a învăța o mulțime de aspecte în diferite domenii. Uite, pentru că tot ați adus în discuție, chiar vreau să vă întreb despre acele ateliere de pe data de 28 august până pe 1 septembrie. Da. Ce speaker aveți? Cine va veni să le prezinte tinerilor? Păi avem, sunt profesorii care sunt în cadrul Casei de Cultură în Universitatea Populară, de la doamna profesor Corina Barbu pe partea de literatură, Liana Marin pe partea de desen, doamna inspector de muzică, fostă inspector de muzică, doamna Georgescu, care, să știți că în momentul când vă duceți, vă trece așa dintr-o arie în alta, este minunat. Avem pe, ca și doctor, pe Ioniță, foarte ok din punctul ăsta de vedere. Mai avem juriștii, Docius pe partea de comunicare, Sorin Petculescu nu a putut să vină acum, dar este în cadrul universității și oferă diferite cursuri tinerilor în ceea ce privește cum să facă poze, dar poze cu telefonul, pentru că mulți tineri au telefoane excepționale, dar nu știu să facă poze.
Așa că luni cred că este prima activitate, primul workshop despre public speaking. De la ora, dacă nu mă înșel, de la ora 11 la ora 11:40. Deci vă așteptăm, n-am aici afișul, dacă știam, îl aduceam, dar puteți să-l găsiți pe internet. Așa că oferim o plajă destul de diversificată. De ce? Că am vrut să corelăm oarecum cu data de 31, ziua limbii române. Așa că tematica tuturor activităților este limba română sau comunicarea. Pentru că unii au de a face direct, unii mai indirect. Dar tematica este comunicarea. Super, deci lăsăm o invitație pentru toți tinerii care urmăresc acest podcast, mergeți la aceste ateliere, pentru că puteți învăța foarte multe aspecte interesante. Bun, acum haideți să vorbim puțin despre faptul că sunteți și profesor de limba română la școala Nicolae Simache. Nu, la liceul Thomas Ocolescu. La liceul Thomas Ocolescu, îmi cer scuze. Cum se îmbină această pasiune pentru limba română cu modul în care coordonați o asociație, sunteți și director al Casei de Cultură? Cum? A fi profesor de limba și literatura română n-a fost o opțiune prea greu de făcut. De ce? Pentru că am o mătușă care este profesor, și la pensie, este profesor de română și mi-aduc aminte că în momentul când mă duceam în vizită, totul se lega de, mai ales când eram în gimnaziu, de subiect, predicat și așa mai departe. Așa că ajungând la liceu, bine, am urmat profilul filologie, normal, iar la facultate am mers tot pe ideea de română-engleză, am făcut specializarea română-engleză și în 2004, împreună cu mulți prieteni, care încă îmi sunt prieteni, am decis cu toții, hai să ne ducem să dăm titularizarea. Am dat titularizarea, în prima a doua șansă, în prima a doua încercare m-am și titularizat și am descoperit că îmi place să comunic. Limba și literatura română nu înseamnă doar gramatică sau ion. Limba și literatura română înseamnă să treci într-un periplu al culturii, pentru că a preda, nu știu, o carte de literatură înseamnă de fapt să înveți un pic și de istorie, de geografie, mult, mult, mult mai mult pe față de ceea ce se crede la început. Îmi plac unele elemente de teorie literară, îmi place această idee de a le preda, iar faptul că, am ziceam undeva, în 2002 m-am dus eu la un cenaclu, m-a ajutat să înțeleg poate și mai bine literatura, pentru că am și scris niște volume de poezii. Cred că primul volum a apărut destul de târziu, în 2008, iar cel mai recent, zic cel mai recent, dar cel mai recent este din 2017. Poate o să scriu altul, pentru că am mai scris poezii, dar n-am mai avut timp să le pun și într-un volum. Așa că iar este această idee de a îmbina armonios ceea ce îți place cu ceea ce faci. Bineînțeles că la clasă unde am oportunitatea mă duc către literatura pe care eu o agrez. În primul rând îmi place literatura americană sau cea britanică. De exemplu, la clasa noua fac Romeo și Julieta. Și nu-mi este teamă să îmbin filmul din 2011-2012, Romeo și Julieta, cu cartea, pentru că sunt asemănări, deosebiri, dar e ok să îmbin și una și alta, pentru că oferi poate o imagine de ansamblu. Din păcate, unii tineri, pentru că este această vizualizare imediată, uită să mai viseze sau nu pot să-și imagineze, așa că e ok să-i ajut și în această privință. Iar partea de profesorat, deși par așa ok, sunt un profesor destul de exigent la notare, dar totuși încerc să nu să fiu prieten cu elevii, dar încerc să fiu cât de cât relaxat, pentru că ziceam de comunicarea aceea. Nu sunt important. Da, nu sunt profesorul ideal. Nici nu știu dacă există un profesor trandafir cu glume de rigoare pe undeva, dar încerc să aflu cât mai multe despre ce așteptări au ei. Dacă pot într-adevăr să ajung la așteptările lor, că uneori nu se poate să ajung, adică nu putem sta degeaba toată ora, că asta ar fi o așteptare imediată, dar încercăm oarecum să combinăm una cu alta
și să rezulte o oră care nu este plictisitoare. Pentru că vorbeam de trainer. Ca și trainer este foarte simplu să-ți dai seama de sală. Ca și profesor este foarte simplu să-ți dai seama de copii. Când vezi că îi pierzi din mână sau că se plictisesc, încerci să faci și altceva. Că așa poate să fie un dolce faniente în care toată lumea este foarte fericită, fiecare în colțul lui, dar cred că nu e ok. Trebuie să vii în așteptarea lor. Super, deci cumva să îmbinăm partea de util cu partea de plăcut. Da. Pentru, din păcate, limba și literatura română, spre deosebire de alte materii, sau și matematica, de fapt, și mai sunt câteva, au o chestie numită bacalaureatul. Și acest bacalaureat impune, într-adevăr, o exigență și impune o rigoare, care, într-adevăr, trebuie să un elev ar trebui să o atingă. Dar pentru a atinge această rigoare, poți să-i dai o formă frumoasă, plăcută, încât să-i și placă. Eu mi-aduc aminte de profesoara mea din gimnaziu, care mi-a plăcut pentru că m-a făcut să-mi placă gramatica. Mi-aduc aminte, mesteca tot timpul gumă și făcea baloane. Și acum mi-aduc aminte. Dar, trecând de acest lucru, mi-a plăcut faptul că m-a învățat gramatică. Și mi-a și plăcut. La fel și doamna profesor, care mi-a fost și dirijintă de la liceu, care tot așa... Câteodată, aveam foarte multe ore, câteodată zicea, hai să lăsăm româna să citim... Bine, eu sunt în vârstă, hai să mai citim din Sandra Brown. Deși nu citeam cine știe ce pasaje, nemaipomenite, cine știe despre autoare, știe despre ce pasaje vorbesc, dar citeam, ieșeam un pic din curricula de zi cu zi și încercam să facem și alte lucruri care sunt interesante. Sau citeam, de exemplu, am citit, ea a fost profesoară de română-franceză, cred, citeam Le Petit Prince în franceză, Micul Prinț în franceză, câteva citate și încercam să vedem cum sună în franceză, cum sună în română, adică am încercat să ne jucăm. Ei, am încercat și eu să fac chestia aceasta acum ca profesor. Și faptul că mai sunt trainer m-a ajutat să aduc și din partea de non-formal în clasă, pentru că în Suedia, de exemplu, 30% din ore sunt ținute în mod non-formal și toți profesorii, de fapt, sunt și formatori. Așa că încerc să combin una cu alta, dar totuși ținând cont de niște rigori ale materiei și ale examenelor de bacalaureat. Normal. Uite, voiam să vă întreb, pentru că ați menționat partea aceasta de lectură, de citit, cum îi motivați pe tineri să citească cât mai mult? Dându-le cărți actuale, dar niște cărți care folosesc un limbaj mai bogat. Pentru că sunt multe cărți care folosesc un limbaj minimal, marea masa vocabularului. Și ajungem la clasa 12-a unde, sau a 11-a unde citim cărțile de literatură română, Ion, nu știu, alte Enigma Utilei sau alte romane de genul acesta și, din păcate, nu știu cuvintele. Așa că încerc să dau exemple de literatură și mai ales de memorialistică, pentru că asta prinde, am observat. Viața lui, nu știu... Ultima dată cred că era lui Barack Obama sau nu știu ce am... De ce? Pentru că acolo este folosit un limbaj totuși un pic mai elevat, sunt folosite cuvinte care nu sunt așa prea uzuale unele și te forțează să te uiți un pic și hai să văd ce înseamnă cuvântul acela. De exemplu, la clasă, de câte ori pot, mă duc și cu dicționarul și mai trântesc câteodată dicționarul. De ce? Pentru că în momentul când un copil întreabă, da, ce înseamnă acest cuvânt, domn profesor? Să căutăm în dicționar. Să ne uităm în dicționar, pe lângă faptul că e foarte important cum te uiți într-un dicționar. Acum. E foarte simplu acum să scrolezi, care nu e un cuvânt românesc, dar o să-l folosesc, să scrolezi și să vezi ce se mai întâmplă, ce spune Dex Online. Dar e și mai important să vezi cum e cu o carte, cum o deschizi, unde cauți. Așa că sunt niște deprinderi care pot părea oarecum învechite, dar totuși au o uzanță a lor. De acord. Știu că ați scris și niște volume de poezii, primul în 2010. Ce ne puteți spune? Uite, știu că se cheamă Versuri pentru Viața Mare. Da, Versuri pentru Viața Mare este 2010. Uitasem anul. Mulțumesc. Deci sunt versurile pe care le-am scris eu când am zis că m-am dus eu la acel cenaclu Atitudini, la Casa de Cultură. Undeva scrise între 2002-2004, cred. Sunt niște versuri care... Eu zic acum că nu m-ar reprezenta, dar sunt mândru de ele, cu toate potignelile, cu toate neajunsurile, mi le asum că am învățat și ca director și ca președinte de asociație, ca și profesor,
trebuie să-ți asumi anumite lucruri. Bune, rele, asta este, tu le-ai făcut, fii mândru că tu le ai și le duci la capăt. Așa că primul volum este un volum de debut cu versuri scrise la 20-23 de ani. Nu știu dacă sunt cele mai bune versuri, dar exprimă starea în care eram eu atunci. Am înțeles, super. Acum haideți să ne întoarcem puțin la partea de tineri și partea de voluntariat și aș vrea să le transmiteți un mesaj tuturor tinerilor care se uită la acest podcast. Cred că un mesaj general ar fi nu uitați să visați, nu uitați să aveți niște valori ale voastre, bune, rele, nu contează, sunt ale voastre și să aderați la ele. Pentru că e foarte important să crezi în ceea ce faci. Dacă sunt, nu este cazul meu, dar dacă sunt manelist, dacă sunt rocker, dacă sunt orice, asta e, ăsta sunt. Și ar trebui lumea să mă accepte. De-acord. E foarte important să mă accept pe mine, prima dată, cu tot ceea ce am eu, bun sau rău, și după aceea cu siguranță și ceilalți mă vor accepta. Este vorba de asumare cumva. Exact. Iar ca voluntar este același lucru. Să știi ce vrei de la viață. Dacă vreau să mă plimb în proiecte Erasmus, e ok, pot să mă plimb, sunt multe oportunități. Dacă vreau să învăț și ceva, mă duc la activități, cum am zis, Casa de Cultură sau orice alte activitate și mai învăț ceva. Așa că încercați să, e chestia aceea intrinsecă, acceptați-vă pe voi și să știți ce vreți în viață. E cam sunteți tineri momentan să știți ce vreți în viață, dar aveți niște plăceri. Și acele plăceri cu timpul devin niște valori, niște alte mecanisme care vă vor ajuta în viață să vă alegeți jobul ideal, căsnicia ideală și tot ceea ce vreți voi. Super! Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați spus la acest podcast. Sunt sigură că tinerii și cei care l-au vizionat au învățat foarte multe. Iar acum pentru cei de acasă, vă mulțumim pentru vizualizare și vă așteptăm cu drag și la următorul podcast.